străzi de surpate, am luat măsurile, am chemat expertul, s-a făcut proiectare, s-a făcut toate și acum trebuie să se apuce de treabă. Domnul primar a fost la, nu la guvern, aici la prefectură, a reușit să obțină banii 620.000 pentru cele două străzi. Și acum, cu ordinul ministrului, ne vor da banii pentru reparația celor două străzi, două ziduri de sprijin, să le spun așa, care este pe Răzoarelor și pe Victor Grigorescu. Nu, firma este stabilită, este gospodăria comunală, pentru că el e administratorul drumului, deci nu o să dureze licitație și... Deci le vom da direct gospodăriei comunale și vor... Mergem mult mai repede. Ei zic că într-o lună jumătate le repară. Era vorba decât de soluția care trebuie să o aplice, care am înțeles că s-a rezolvat și au venit. A venit o firmă de la București. Da, sunt zone. Noi am făcut un proiect de ansamblu așa pentru toate zidurile de sprijin și ne-a ieșit în jur de 5 milioane de euro. care ar fi cu probleme, ar trebui să stabilizăm toate zidurile de sprijin din oraș. Nu știu, e o sumă prea mare ca să putem să... Eu chiar ziceam să le facem case și vile oamenilor să-i mutăm decât să dai 5 milioane să... Dar ca și glumă. Oamenii s-au obișnuit, sunt acolo, sunt proprietari, deci nu ar dori nimeni să se mute de acolo. Chiar am discutat cu o parte din proprietari, trebuie să le reparăm. Le vom lua, cum am luat cele două străzi, le vom lua ușor, ușor și le vom da, termina. Zona Cernavodei e un lios sensibil la umezire. Foarte ușor se poate produce, se pot iniția, de fapt, puncte dinamice de deplasare a terenului, orașul fiind construit în pantă. Am contactat un expert pe fundații de la București, în persoana domnului profesor Culiță Cezar, care a fost de acord cu soluția propusă de doamna proiectant Venera Câșlaru și am demarat proiectarea, care proiectarea și execuția merg în același timp. Lucrările au fost... relativ, nu sunt foarte complicate. Lucrările au fost puțin întârziate pentru că doar de câteva zile s-a eliberat terenul de zăpadă. Adică nu au fost că noi imediat după producerea evenimentului am stabilizat terenurile să nu plece. Cu planșe metalice și după care... Am oprit, că nu aveam ce să facem. Au început ninsorile, ploile, îngheț, dezgheț. Deci depindeți de vreme. Am depins de vreme. Acum e timpul bun, am început să lucrăm. Deja avem și procedura de achiziție pentru materiale demarate. Soluția tehnică pe strada Răzoarelor e stabilită. Pe strada Victor Grigorescu avem o mică problemă din cauza... studiului Geo, care a identificat formațiuni calcaroase ușor deplasabile la 3 metri. Și o să trebuiască schimbată soluția de fundare. Construcția în sine a zidului rămâne aceeași. Modul de fundare a acestuia va fi puțin diferit datorită calcarului. Ce soluții veți avea la îndemână? Cu piloni forați de mici dimensiuni, pentru că nu... E o încărcătură foarte mare, adică încărcăturile vor fi preluate de zid, nu de fundații. Pilonii vor fi doar ca reazăm de fixare pentru zid. La ce anume? Încă nu știm. Dacă formațiunea a fost întâlnită la 3 metri de la terenul natural, probabil că pilonii vor fi undeva între 5 și 8 metri. Mulți? Vreo 4 pe fiecare tronson, vor 3 tronsoane, vreo 12 piloni. După care ce vine? După aia se execută zidul de sprijin, proiectele sunt deja gata, după care lucrăm cu tot, cu dimensiuni, cu liste de cantități, cu inclusiv vom reface și carosabilul
partea carosabilă, pentru că străzile sunt vechi, asfaltul a fost pus direct pe pământ și pe nisip, adică foarte ușor se crapă, se deplasează, dar zonele acelea... Deci nu, asfaltul nu are infrastructură, stă pur și simplu... Ele sunt lucrări relativ simple, condițiile sunt... În pictor grigorescu o să fie mai greu de lucrat din cauza diferenței de nivel și construcțiilor existente în imediata vecinătate. Deci fiecare stradă are dificultatea ei. Una cu construcțiile și diferența de nivel, una cu și stradă. Nu, aceeași locație. Deci, răzoarelor, e ok să lucrează la ea. Pe pictor Grigorescu e stabilizat terenul și așteptăm răspunsul de la Studiu Geo, să vedem cât forăm și cum forăm exact și o să fie mai greu de executat din cauza diferenței mari de nivel și a construcțiilor din zonă. Dar e rezolvat. Da, cum ne-a dat soluția de fundare, cum am demarat și acolo.